Așa numiți-i de la Harvard. De deci ce a doua mare diferență? Echipa mea și echipa domnului Mai sunt. Deci, ca să înțelegeți, în, în tot live ul este dacă l-ați prins, dacă nu l-ați prins, Dodon este foarte provocator. Uh, noi nu avem cum să cunoaștem pe deplin motivele, nu avem cum exact să înțelegem asta, e o chestie la care el a fost consultat, împins, asta e o chestii de frică, stres. Mai scurt, hai pur și simplu ca să știi, să recunoaștem și aici vedem. Dodon e foarte provocator, foarte băderan. e un soi de știe că parcă ai, ai, ai colectat toate bădernismele lui și le-ai și le-ai pune într-un video de o oră, Dodon a reușit să facă, să facă asta. Da fi insulte, foarte multe atacuri la, la, concurenta Maia Sandu. Și că în momentul ăsta, el chic într-un jos de nedescris. În care, vrei să te enervezi, vrei să-i urli, să-i strigi, vrei să urăști cât mai tare persoana asta și politicianul ăsta. Dar eu vreau să vă îndemn să urmăriți asta o leacă detașat. Imaginați-vă că voi sunteți sau ați asistat la discuția în ștabul lui Dodon, unde s au discutat despre acest live, unde s au pregătit um, asemenea atitudine de, de pe, tuh învolburat. Da? Haideți să urmărim. Așadar, cu, cu o leacă de critică, știi, nu doar cu, cu ură cu, și cu emoții, dar cu o critică de asta așa, politehnologică. Și o să înțelegi diferența deodată. Și a treilea diferență. Valorile. Pentru ce noi pledem, Eu pledez pentru niște lucruri care sunt proprii la mare majoritate și sunt. Și așa cei care mă privesc acum din diaspora și care îmi scriu comentarii urâte acum sub acest live, dar nu avem cu dumneavoastră aceleși valori.

în afară de vorbe. Nu cum poți fi să vorbești de valori cu o persoană care în viața ei nu a avut familie și nici nimic nu a avut. Țineți momentul ăsta. Cum poți să vorbești cu o persoană despre valori care în viața ei nu avut familie și nici copii? Ține minte momentul ăsta. Și continuăm și după asta ne întoarcem la o concluzie. Care merge la marșul este pe Chișinău, care detestă istoria noastră. Eu înțeleg că unii văd Probabil că și mulți dintre voi, da, eu la fel ca și mulți dintre voi am o, o aritmie și mă împinge gândul și acțiunea la, la chestii de ordinul codului penal. Apropo de persoana domnului Igor Dodon, pentru cuvintele care le spune și atitudinea lui, da. Dar repet, pentru cei care poate numai și s-au conectat, Dodon este ultra, mega, meta bădăran în acest video noi încercăm să-l vedem o cât de atășat. nu doar, știi, reacționar, nu doar să, să, să reacționăm la ce și spune, dar și să răspundem într-un fel. Așa, dar vă rog, nu tare ne încălzăm, pentru că vreau să ajungem și la o concluzie. De așa, alții, așa. Dar mare majoritate a cetățenilor Republicii Moldova iubesc țara aceasta, iubesc tradițiile, valorile. Nu sunt îmbracă, îmbracă în corboțică ca doamna Maia Sandu, numai de sărbători, că să fac un selfie. respirăm. Trebuie un suflet lucrul să-l simți. Trebuie să iubești cetățenii, oamenii, să-i ajuți. Nu sunt ca spărieta când se apropie un om de tine să ai ca fript. Eu odată am încercat în birou cu știntele de trecut, mai s și am un Prieteni, eu sper că sunetul e ok, eu sper că imaginea e ok. Eu, împreună cu voi, și nu știu câți noi suntem acum în live, că eu nu observ și aia. Noi numai și l-am auzit președintele țării care au povestit că o strâns un colț pe Maia Sandu. Pe Maia Sandu, care, i e ca sparieta. Aici este președinte de țară. El a, a, el a fost votat ca să reprezinte această țară la cel mai înalt nivel. El a strâns pe Maia Sandu într-un colț. Dar mai Sandu, fiind ca spărieta, ori și a făcut. Hmm? Hai să pornim următoare serie din acest scurt miniserial. Doamna Sandu, ce ești așa spărieta? Hai să întâlnim, că să fac cunoștință cu soția, copiii, doamne ferește. Ah, e ca diferență între valori. Trei diferențe mari, fără a în detalii platforma electorală. Prima experiență omului

Și te-am auzit pe tine spunând că n-ai cu cine discuta dacă cineva n-are copii sau familie. Eu uh, sunt norocos să am copii și familie. Dar sunt oameni care vor să aibă copii și familie. Domnul Igor Dodon și înșarcă din răsputieri, cheltuie bani, rugășuni, convertire la religii, ajutoare, medici, clinici, călătorii. И спирала, это не у нас в интимпли. Но, птинь, наверное, господине Додон, ничего не тебя приколкнул, что есть шешая партия глобулу Яменевского. Ты найку что не дискута, с ними дискутать. Якое у нана серафима. Я не мог копки. Но нана серафима. А вести за... А вести купринда. А вее у пыни, тарбунала страшень, керпич Для кооператива купала. Și când cumpăram mai mult chirpici, rămânești susca și de mult e la suhare și pe cel care rămâne. Și îmi un borș roșu bun bun. Dar dacă nu tai chirpicul cu ala, el chirpică i domnule Dodon. Și crede -mă, codul penal este tare aproape de intențiile pe care le-ar fi avut Nana Serafima dacă te-ar fi auzând. Spunând asta, că n-ai cu cine grăie, dacă cineva n-are copchise sau familie. Noi putem să facem am un comentarii, o, o, un concurs de epitete, de adjective, de tot ce vrei, dar eu zâlele este am revăzut un spectacol de comedie al lui Dave Chappelle. Eu, eu, eu mă închin în fața lui, eu îl iubesc, eu îl admir. E unul din Dumnezei comediei pentru mine. Uh, Stand-up comedy. Și Dave Chappelle în unul din spectacole vorbea despre uh, câștigul lui Trump în 2016 la alegeri și despre cum Trump, pentru mulți, reprezentând știi, un soi de sursă primară a minșiunii, a manipulării, e unit în același timp foarte mulți, în această ură. Eu, repet, mulți din cei care mă urmăresc sunt probabil împotriva lui Dodon din punct de vedere politic. Și eu cred că noi ar trebui să fim recunoscători că există acest motiv de unitate a noastră. Probabil a venit timpul să înțelegem că noi merităm ceva, măcar o leacă mai bun decât o, o, o mâzgă la costum care ne spune nouă că el are valori. El are valori, el o strâns un colț pe spărieta și -a, și a zis, hai să o cunoaști pe galea, să cunoaștem copchii. Blea. Bag eu chirza în galea, în, cunoașterea copchiilor, eu n-am nevoie de asta, deși mai Sandra avea nevoie de asta.

Dar fragmentul este ne pare iconic, nu știu dacă este acest adjectiv în limba română, e, e, punător de cruce pe cariera politică a, lui domn, a domnului Igor Dodon. Noi, orși, orși, în cazul dat deja și dar nu asta. Aș, aș, asta nu mai poate continua. Și tare vă rog, în această zi, fiind Facebook, fiind de partii, Montreal, Canada, Londra, Chișinău, în această zi probabil noi vom fi martorii multiplelor posteri despre cum socialiștii Igor Dodon organizează marșuri de susținere, poate să mai auzim provocări sâmbătă, poate în ziua alegerilor. Hai să nu, hai să nu uităm un lucru. Că noi suntem conaționali, noi suntem născuți, originari din așași băcată de pământ. Și sunt o serie de valori, amintiri, artiști, și gusturi, arome, nirosuri care pe noi ne unesc. Și dacă apare un, e ca un asemenea personaj care ne dezbină, care bagă în noi ură, să încercăm să nu aruncăm cu ura asta în oamenii mai puțin responsabili și mai puțin puternici, în oamenii victime. Pentru că tu te uiți la un orheian sau o orheiană, o doamnă din Orhei care este manipulată de Shor, pentru că este felicitată de zoii cu calendar și cu șampanie și mai ieftină dar este felicitată de zoii. Ei. ei se dau niște reduceri la tot felul de magazine. Noi nu trebuie să aruncăm săgețele în acești oameni. Există victime și există agresori. Ia cătălă agresorul ia că unde trebuie aruncată săgeata urii. De data asta noi avem minunatul prilej minunată ocazie, ura asta să ne manifestăm cu stampila ștampila în cabina de vot. Dacă binevoiți să o faceți, hai să facem echipă comună, hai să facem front comun. După mine așa și ceva nu mai poate continua. E, e, să zic că e o rușine națională, eu mă tem că am cuvintele astea au fost spuse și răspuse de mii de ori. Nu îmi vine credi crede că omul ăsta președinte. Ori și-ar fi discutat el în stafful lui electoral, ori și finanțatori are, ori și planări el, șahmatist în spate nu-ți permit să spui așa ceva. Că pui pe Maia Sandu spărietă la perete și că e neavând copiii sau familie, n-ai cu și n, cuși, n discuta.